Băieți de oraș, miercuri, de la 21:15 la Antena 1. E, măi, de la mall-ul ăsta care s-a deschis aici și vă zic. Da, și asta, da? Bă, pe românește vă zic. Am beli p***. Încă nu. Am o idee. Ce vrea cu face asta, mă, tine? Întotdeauna patronul de la nightclub-ul din Torino. Poți să-i faci și pe băieții ăștia trist sau ești obosită? Robi! Tăi, dracule, să-ți vorbesc. Da, nu lasă să-ți vorbesc, plus că lui poate nu-i păsa dacă erai obosit. Încetați, nu-i te ajuns că suntem în situația asta, zi. Mulțumesc! Da, îi păsa. Nu pentru... asta! Zi ideea care ne salvează. A, patronul de la nightclub-ul din Torino. Here we go. Îmi spunea mereu că în afaceri se potrivește un proverb polonez. Care? Dacă pe vapor bate un vânt nasol, pune mâna pe vâzle. Ce dracu de proverb e ăsta? Fă! Noi avem restaurant, fă! N-avem vapor. Bă, băiatule, tu ai fi un băiat foarte inteligent. Și ce te împiedică? Ce, mă? Faptul că ești complet dobitoc. Bă, du-te drept. Du-te drept cu de-aia. Bă, asta cu vapor e o metaforă, imbecirule. Auzi, dar tu te-ai gândit vreodată, poate și cel la propriu, adică chiar să pui mâna... Bă! Suntem rahat zi odată. Bun. Restaurantul nostru nu are clientelă. Ce te face să spui asta? Eu propun să-l transformăm într-un club de fițe cu circuit închis. Cât de închis? Închis, definitiv. Facem un loft. Există un loft. Noi facem unul mai mic, adică și mai exclusivist, da? Dacă lumea bună merge la loft, pentru că și deoarece, fiindcă este exclusivist, adică noi facem și mai exclusivist ca să vină numai lume foarte bună. Nu, dar eu am altă propunere, dacă nu, sper că nu te întrerup. Eu aici propune să-l facem, ce să spun, extraordinar de exclusivist. Adică? Adică atât de exclusivist să nici să nu mai vină oamenii, mă, trăiți iar familia ta. Noi le trimitem notii de plată acasă și ne trimitem banii. Adică să știm că nu. Băi, gata, are dreptate. De 4 zile noi suntem într-o situație foarte nasoală, adică n-a venit niciun om de când am deschis. Asta e, zi, Gina, cum facem? Reamenajăm. Schimbăm numele și facem o seară a noastră. Cum adică fă o seară a noastră? Adică facem o seară când la noi e cea mai mare șmecherie. Cum e miercurea la Vintage, joia la Gaia, vinerea la Fratelli și sâmbătă la Boa. Seara noastră șmecheră, când dracu să mai fi? Pe 30 februarie. Bă, oricum mie mi se pare asta cu să-ți faci un loft, nu știu, mi se pare un moft. Bravo! Bravo! 10 puncte! I-ai găsit și numele! Ce nume? Moft! Stai, iartă-mă, sper că nu te întrerup. Sau... Deci, ca să înțelegem și noi mai bine. Deci noi facem un loft care se numește Moft. Da? Am înțeles bine asta. Aha. Și o să vină lumea foarte exclusivistă. Adică cine dracu poate să vină la un loft care se numește Moft? Numai lumea aia bună, crema societății, ce dracu, aia de poartă Adidas, Reebok, să dă cu parfum Gucci. Deci nebunii o să fie, ce să mai... Apucați-vă de treabă și eu o să mă ocup de cea mai importantă treabă. Care e? I'm the shooter.